căutați doar binele în oameni, căci răul singuri vi-l vor arăta. Există oameni cu suflete la fel de adânci precum oceanul, în care îți dorești să te scufunzi pentru a descoperi comorile ascunse ale înțelepciunii și emoției lor. Și există oameni a căror superficialitate se aseamănă cu niște băltoace pe care trebuie să le ocolești pentru a nu te murdări. Fiecărei persoane căreia îi acorzi încrederea ta, îi pui un cuțit în mână. Aceasta poate alege să te protejeze cu el sau, din contră, să te rănească. Oamenii sunt niște creaturi paradoxale. Își fac rău unii altora, apoi își cer iertare de la Dumnezeu. Mulți poartă o cruce la gât, dar în sufletul lor nu există nimic, un gol imens. Cunosc acest adevăr simplu și îl repet mereu. Ceea ce este menit să fie al nostru nu ne va ocoli. Ceea ce ne ocolește nu ne-a fost destinat. Este atât de minunat când oamenii toxici încetează să mai vorbească cu tine. Este ca și cum gunoiul s-ar fi aruncat singur. O atmosferă plăcută găsești în acea familie în care unul vede haine aruncate pe un scaun și le aranjează în tăcere, iar celălalt vede o farfurie nespălată în chiuvetă și o spală în tăcere. Într-o astfel de familie, coroana lor adună praf pe undeva prin podul casei, neavând nevoie să fie purtată pentru a-și dovedi fiecare valoarea. Oamenii nu au întotdeauna nevoie de sfaturi. Uneori au nevoie de o mână care să-i sprijine, de o ureche care să-i asculte și de o inimă care să-i înțeleagă. Când oamenii pleacă, lăsați-i să plece. Soarta îi elimină pe cei de prisos. Asta nu înseamnă că sunt răi. Înseamnă că rolul lor în viața voastră a fost deja jucat. Dacă nasturile de jos al unei cămăși este încheiat greșit, toți ceilalți nasturi vor fi încheiați greșit. Există multe greșeli în viață, care nu sunt greșeli în sine, ci consecințe ale primului nasture încheiat incorrect. Este uimitor cât de diferiți pot fi oamenii. Unii nu aud ceea ce spui, iar alții aud ceea ce gândești. Întrebarea: ce vor crede oamenii? Ar trebui să fie ultima ta preocupare. În realitate, nimănui nu-i pasă. Este viața ta și trebuie să o trăiești așa cum îți dorești. Viața are o filozofie foarte simplă. Nu te apropia de oameni mai mult decât îți permit ei și încearcă să nu-i lași să se apropie de tine mai mult decât merită. Cruzimea este o trăsătură a oamenilor buni. Ea apare atunci când alții încep să șteargă picioarele de bunătatea ta. Dacă ești bun cu un animal, acesta te va iubi pentru tot restul vieții sale. Dacă ești bun cu un om, nu știi niciodată la ce să te aștepți. Nu-ți pierde timpul cu oameni care nu te apreciază. Concentrează-te pe cei care îți aduc bucurie și sprijin. Învață să lași în urmă locurile și persoanele care ți-au adus suferință.
meriți să fii înconjurat de cei care te respectă și te iubesc. Este ciudat cum oamenii se supără atunci când îi tratezi la fel cum te-au tratat și ei pe tine. Noi ne desenăm propria lume. Nu spuneți niciodată nu-mi merge bine, pentru că aceste cuvinte sunt ca o cerneală corozivă care se imprimă în pagina vieții voastre. Alegeți cu grijă cuvintele și gândurile, deoarece ele modelează realitatea voastră. Cel care dă vina pe alții mai are de parcurs un drum lung. Cel care se învinovățește pe sine a parcurs deja jumătate din drum. Cel care nu învinovățește pe nimeni a ajuns la destinație. Să uiți este secretul tinereții eterne. Oamenii îmbătrânesc din cauza amintirilor și fiindcă există prea puțină uitare. Există oameni cu care ne pierdem timpul și există oameni alături de care ne pierdem noțiunea timpului. Dacă vrei să cunoști o persoană, nu trebuie să asculți ce spun alții despre ea, ci mai degrabă să asculți ce spune ea despre alții. O persoană care se simte apreciată va face întotdeauna mai mult decât îi se cere. O persoană care urmează mulțimea nu ajunge de obicei prea departe de aceasta. În schimb, omul care își urmează propria cale are șanse mult mai mari să ajungă acolo unde nimeni nu a ajuns vreodată. Alegerea de a-ți urma propriul drum, de a fi independent și de a-ți asculta vocea interioară poate da naștere unor oportunități unice și poate duce la realizări extraordinare. Această independență necesită curaj și încredere în sine, iar recompensa este potențialul de a descoperi și crea ceva cu adevărat unic și valoros. Petreceți cât mai mult timp cu cei pe care îi iubiți, pentru că nu vor fi alături de voi pentru totdeauna. Momentele prețioase petrecute împreună devin amintiri de neprețuit, iar conexiunile și legăturile create vă vor aduce confort și bucurie pe măsură ce trece timpul. Valorificați fiecare clipă, pentru că aceste relații sunt cele care dau sens și profunzime vieții voastre. Nu respinge oamenii care vor să fie aproape de tine. Ei pot fi singurii care îți vor rămâne alături în cele mai dificile momente ale vieții. Fericirea este ceva ce nu se atinge niciodată pe deplin, dar în căutarea ei merită să alergi toată viața. Este un drum plin de lecții și experiențe, iar fiecare pas făcut pe acest drum îți aduce o înțelegere mai profundă a ceea ce înseamnă cu adevărat să trăiești. De-a lungul anilor, începi să realizezi că cel mai important lucru nu sunt cuvintele despre dragoste sau aspectul fizic. Ceea ce contează cu adevărat este să ai alături o persoană căreia să-i pese de tine, alături de care să poți merge oriunde, care să te aștepte cu nerăbdare și pur și simplu să fie mereu lângă tine. Ura se domolește cu timpul, resentimentele trec, furia dispare. Dezamăgirea însă îi îndepărtează pentru totdeauna pe oameni unii de alții.
Dacă iubești un om așa cum este, înseamnă că îl iubești cu adevărat. Dacă încerci să-l schimbi fundamental, te iubești doar pe tine. Adevărata iubire acceptă și îmbrățișează esența celuilalt, fără a încerca să o modeleze după propriile dorințe și așteptări. Tot ceea ce ni se întâmplă în viață este spre bine. Uneori, ni se pare că am ajuns într-o fundătură, că lucrurile nu au mers cum ne-am dorit, că planurile nu s-au împlinit. Dar, de multe ori, acea fundătură se dovedește a fi doar o cotitură bruscă, nu sfârșitul vieții, ci începutul uneia noi. Fiecare obstacol și fiecare schimbare ne poate deschide noi oportunități și ne poate conduce pe căi neașteptate și pline de speranță. Nu ascultați pe nimeni. Aveți propria opinie, propriul cap, propriile gânduri și idei, planuri de viață. Nu alergați niciodată după nimeni. Mergeți pe drumul vostru. Nu contează ce se spune pe la spatele vostru. Au făcut-o, o fac și o vor face mereu. Nu trebuie să vă pese. Iubiți, creați, visați și zâmbiți mai des. Unul dintre cele mai fericite momente din viață este ziua în care găsești curajul de a renunța la lucrurile pe care nu le poți schimba. Fericirea este atunci când îi mulțumești lui Dumnezeu mai des decât îi ceri. Nu măsurați valoarea vieții prin bani, mașini, case. Toate acestea sunt un fleac în comparație cu familia, copiii și prietenii. Viața este prea scurtă pentru a te trezi dimineața cu regrete. Iubește-i pe cei care te tratează bine, iartă-i pe cei care greșesc și ai încredere că totul se întâmplă cu un motiv. Prietenii, noi suntem cei care ni-i alegem, însă care sunt cei mai buni, timpul decide. Nu judecați și nu vă supărați pe oameni, indiferent de ceea ce v-au făcut. Nu urâți pe nimeni. Fiecare acționează în funcție de felul în care a învățat și de caracterul său. Puțini sunt cei care posedă blândețea și capacitatea de a gândi profund. Nu lăsați niciodată oamenii să creadă că aveți nevoie de ei mult mai mult decât au ei nevoie de voi. Prin vorbe este simplu. Suntem cu toții maestri ai cuvintelor, însă doar comportamentul reflectă cine suntem cu adevărat. Astăzi nu avem timp. Mâine nu vom avea putere. Iar poimâine nu vom mai fi noi. Nu mai amânați nimic. Trăiți-vă clipa. În final, prieteni, vă doresc ca tot ceea ce este imposibil să devină posibil. Fie ca tot ceea ce este departe de voi să ajungă mai aproape. Și fie ca tot ceea ce pare atât de dificil să se rezolve frumos și cu ușurință.